Primarul din Dudești Vechi, Bono Cucalan, și-a lansat candidatura pentru un nou mandat. La evenimentul de lansare a participat și președintele PSD Timiș Alfred Simonis, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa edilului. Alfred Simonis a vorbit despre proiectele lui Bono Cucalan, care au dezvoltat Comuna. Bono Cucalan este un exemplu de primar și nu spun vorbe mari. Investițiile în infrastructura școlară sunt de peste 6 milioane de euro. Dudești Vechi are cea mai modernă stație de tratare a apei din România. Cabinetele medicale sunt complet renovate și utilate, iar exemplele pot continua dintre comunele din Timiș se sting, în timp ce Timișoara se sufocă, dar acest lucru nu este valabil la Dudești Vechi, unde administrația locală a înțeles că trebuie să investească pentru a oferi condiții decente de trai oamenilor pentru ca aceștia să nu fie nevoiți să plece la oraș. Felicitări, Bono, transmite Alfred Simonis.